Octav, mulțumesc. Cătălin Chereche și-a ajuns la penitenciarul Rahova, unde va sta în carantină timp de 3 săptămâni. E și ziua în care fostul edil de Baia Mare are termen, la înalta curte, în procesul prin care încearcă să scape de pedepsa cu închisoare. Mihaela Barbu are detalii în direct. Ce urmează pentru fostul edil? Bine v-am găsit. Puțin după ora 13 a ajuns aici la penitenciarul Rahova Cătălin Cherecheș, după un drum de aproximativ 6 ore și jumătate de la penitenciarul din Arad. Este de menționat faptul că va sta în carantină timp de 21 de zile, o perioadă de carantină și observare în care va fi examinat medical. De asemenea, îi se vor studia comportamentul și personalitatea și vor fi evaluate nevoile sale educative, psihologice și sociale, pentru ca la finalul acestei perioade să fie întocmit un plan individualizat cu activități și programe în care va fi inclus pe perioada detenției, pentru că urmează să își ispășească sentința de 5 ani de închisoare. După această perioadă de carantină va ajunge la penitenciarul Aiud, acolo unde va petrece o cincime din durata pedepsei, vorbim de un an în acest caz, după care va putea fi analizat posibilitatea schimbării încadrării regimului la deschis sau semideschis și în acest caz va fi transferat la penitenciarul din Baia Mare. Este foarte important de menționat faptul că aceste garanții au fost transmise de statul român magistraților din Germania pentru ca fostul edil din Baia Mare să fie extradat în România. Iar judecătorii din Germania care au decis săptămâna trecută să-l extradeze pe Cătălin Cherecheș în România au transmis că nu reprezintă obstacole în calea extrădării, nici condițiile din închisorile românești și, de asemenea, nici procedurile judiciare pe care le are în desfășurare Cătălin Cherecheș în România pentru a scăpa de sentința definitivă de 5 ani de închisoare. Vă reamintesc că acesta a fost condamnat în data de 24 noiembrie la 5 ani de închisoare pentru luare de mită de către magistrații clujeni, însă a fugit din țară cu doar câteva ore înainte de pronunțarea sentinței. Justiția din România se înfăptuiește până la capăt, așa cum v-am promis. Astăzi, fugarul Cătălin Cherecheș a fost adus în țară, fostul primar din Baia Mare va executa pedeapsa de 5 ani în penitenciarul din România. A fost o muncă de echipă, mulțumesc tuturor autorităților implicate, române și germane. Le reamintesc celor care încă mai cred că pot scăpa de justiție că o să-i aducem acasă, mai devreme sau mai târziu. Anul acesta am adus în țară aproape 200 de fugari, nimeni, dar nimeni nu este mai presus de lege.